Tărâmuri nelegiuite, episodul 4. Davut o sărută. Pe gulfem, Davut acceptă să îl ajute pe comandant să găsească armele furate de Casapoglu. Ca să îi câștige încrederea lui Casapoglu, ei orchestrează condamnarea la moarte a lui Davut pe motiv de trădare. Casapoglu îl salvează în ultimul moment, apoi îi spune că el l-a denunțat ca să îl testeze și să vadă dacă îl va trăda. După ce a văzut că poate să aibă încredere în el, este de acord să facă afaceri împreună și îl plătește în avans pentru patru mașini de cărbune. Gulfem acceptă să se căsătorească cu Alighedic pentru a-și ține promisiunea față de soțiile minerilor. Femeile se răzgândesc și spun că nu pot lucra în mină după ce Davut le-a împărțit banii pe care i-a primit de la Casa Paulu. Au preferat să-și plătească chiria cu acești bani și să rămână în casele lor. Gulfem este foarte supărată din cauza acestui eșec. Davut îi frânge inima, spunându-i să se căsătorească cu Aligedic, că nu ar putea să fie fericită trăind în sărăcie cu un om simplu ca el. Behice îi spune lui Iavuz să nu își mai irosească timpul cu Gulfem pentru că ea nu se va căsători cu el. Îi spune că îl iubește și că ea îl va convinge pe Malik să le permită să se căsătorească. Iavuz îi cere timp de gândire. Behice îi spune apoi servitoarei Kevser că se vor căsători în curând. Kevser vrea să o mărite pe nepoata ei cu Iavuz ca să îi asigure un viitor mai bun. Ea a găsit scrisoarea pe care Iavuz a lăsat-o în camera lui Gulfem și îl amenință că dacă nu se căsătorește cu Zarife, îi va spune lui Malik că el urmărește să se căsătorească cu una dintre fiicele lui pentru avere. Pentru a ieși din această situație, Iavuz îi spune lui Behice că vrea să se căsătorească cu ea, dar amenințările lui Kefser reprezintă un pericol pentru ei și îi cere să ia scrisoarea de la ea. În timp ce Davut se află la un bar cu Casapoglu, el observă că un bandit se apropie și vrea să îl împuște pe Casapoglu. El îi salvează viața și mai târziu află că banditul lucrează pentru Alighedic. Casapoglu îi povestește cum a făcut o înțelegere cu Alighedic și s-a amestecat fără să vrea în afacerea cu armele furate. Acum Alighedic a ascuns armele și vrea să îl ucidă ca să încaseze singur banii. Davut îi spune comandantului situația. Nici Casapoglu nu este de încredere, dar el trebuie să încerce în continuare să afle locul unde sunt armele. Celal se îndrăgostește de Hatice, fiica lui Casapoglu.